Am găsit la un nou tutorial în care învățăm cum să băgăm Optifine în Minecraft 1.8 și 1.7.2. Foarte ușor. Vreau să menționez din nou că vă trebuie Minecraft din ăsta, că dacă nu, o să vă meargă pe din ăsta care am avut eu. Nu o să vă meargă. Asta. Trebuie din ăsta. În primul rând, intrați pe Google. În primul rând, intrați pe Google. Așa, ați intrat pe Google, și că Google, și scrieți Optifine pentru ce versiune vreți. 1.8 pentru 1.8, să spunem, mai. E la fel și pentru 1.7.2, la fel. Optifine Downloads, și aici o să apară mai multe Optifine-uri. Ok, pe aici va apare pentru ce versiune vreți să instalați. Pentru oricare vreți. A, nu. Exemplu, eu vreau pentru un 8.8. Descarc Optifine HD-ul, habar n-am ce să deschis. Descarc asta. Ne duce la pagina AdFly. Așteptăm. Bine, înțeles că nu este pagina fără AdFly. Doamne. Păi și cam aici va apare AdFly. Păi aici va apare Optifine. Dați click pe el și unde vi se descarcă vouă. Simplu, nu trebuie să așteptați nici 2 secunde, vi se descarcă automat. What the fuck? Vedeți, se descarcă automat. Oh, ba da, trebuie puțin, dai puțin. Deci, ați intrat aici, acum puteți să închideți, ca și cum ar fi ăsta Optifine-ul pentru 1.7.2. Numai că nu, e pentru 1.8. Voi trebuie să faceți, e să dați dublu click pe el. Un click și încă un click. Apare aici install. Și scrie Optifine is successfully installed. Adică s-a instalat Optifine. Să vedem dacă e adevărat. Open. Și să vedem dacă chiar s-a instalat. Nu știu. Poate nu, poate da. Ne scriem numele nostru frumos. Și dăm aici să căutăm. Da. Optifine E2. Înainte jucam cu F3. Acum cu E2. Vedeți că merge. Și ca să vă învăț o setare, dacă vreți pe CTRL să puneți zoom-ul la Optifine, este foarte ușor. Intrați în control, acolo la controle, și mai exact setați acolo unde scrie zoom. Simplu. Îl activați cu C la unele Optifine-uri, la unele cu CTRL. Puteți să schimbați ce buton. Intrați în Options, Chat Settings, nu. În Controls și dați jos de tot, nu chiar așa de jos. O să apară de data să zoom. Apare pe ce? Voi dați click și să zicem pe CTRL. Nu vreți. Eu las pe C pentru că sunt obișnuit pe C și îmi place. Intrați pe lume. Hai pe mapa asta. Mi s-a dus skin-ul, nu știu de ce, dar să mi-l pun înapoi. Am intrat pe mapa asta. Hai dat. Am sfârșit. Nu zic că s-a creșuit. Frate, nu s-a creșit, nu? Hei, sfârșit. Acum mergem. Ok. Și vedeți că Optifine-ul este foarte bun. Nu este niciun lag, nu vă cauzează nici un pic de lag. Uitați cum se mișcă. 5-2 de frame-uri, foarte bine. Zoom-ul aveți setat. Bun. Păi,
Și cam acesta a fost tutorialul. Acesta a fost cam tutorialul. Sper că v-a plăcut și ne revedem data viitoare la un alt tutorial în care o să vă învăț cum să băgați skin pe 1.8, pe 1.72. Ok. Eu am fost Cristi și ne revedem data viitoare. Ciao. Ciao, ciao.